Lecția 19. Nu resimt de unul singur efectele gândurilor mele. Ideea de astăzi este evident, motivul pentru care felul tău de a vedea nu te afectează numai pe tine. Vei observa că ideile referitoare la gândire le preced uneori pe cele referitoare la percepție, în timp ce alteori ordinea este inversată. Motivul este acela că ordinea nu contează. Gândirea și rezultatele ei sunt, de fapt, simultane, căci cauza și efectul nu sunt separate niciodată. Astăzi subliniem din nou faptul că mințile sunt îngemănate. E o idee rare ori bine primită la început, pentru că pare să comporte un imens simț al responsabilității și poate fi considerată chiar o încălcare a intimității. Dar faptul că nu există gânduri intime e un fapt real. În ciuda împotrivirii tale inițiale la această idee, vei înțelege totuși că trebuie să fie adevărată dacă admitem că mântuirea e posibilă. Iar mântuirea trebuie să fie posibilă pentru că e voia lui Dumnezeu. Minutul aproximativ de cercetare a minții pe care îl cer exercițiile de astăzi trebuie petrecut cu ochii închiși. Repetă mai întâi ideea zilei, iar apoi examinează-ți atent gândurile pe care le conține mintea ta la momentul respectiv. Examinându-l pe fiecare în parte, numește-l în funcție de persoana sau tema principală pe care o conține și ținându-l în minte cât timp o faci, spune Nu resimt de unul singur efectele acestui gând despre... Trebuie să îți fie destul de familiară de pe acum cerința de a fi cât mai nediscriminant când îți alegi subiectele pentru intervalele practice, o cerință care nu va mai fi repetată în fiecare zi, deși va fi inclusă din când în când pentru a ți-o reaminti. Nu uita însă că rămâne mereu esențială selecția la întâmplarea subiectelor pentru toate intervalele practice. Lipsa ordinii în această privință va da sens în cele din urmă recunoașterii tale că miracolele nu au ordine a dificultății. Prin aplicarea după nevoie a ideii de astăzi, se cer cel puțin trei intervale practice, scurtându-li se durata dacă este necesar. Nu încerca să faci mai mult de patru.